Bună ziua, dragilor! Sunt Bianca Comănici și mă bucur să ne revedem la Culisele Iubirii. Invitata mea de astăzi este fostă concurentă a acestui sezon, mai exact Bianca, cu care am luat legătura prin Skype, pentru că, deși se află în România, aceasta este în Arad. Bianca, noi nu ne-am auzit de când ai fost eliminată și aș vrea să știu cum s-a schimbat viața ta după participarea la emisiune. Bună, Bianca! Bună tuturor! Viața mea după participarea la emisiune s-a schimbat în bine, în sensul că am devenit cunoscută, oamenii mă apreciază tot timpul, mă opresc pe stradă să-mi spună că m-au apreciat foarte mult și că sunt un exemplu, ceea ce mă bucură foarte mult. Și cam asta pot să spun. Experiența mea a fost una scurtă. Tu ai revenit la vechile obiceiuri? Da, am revenit, da, la vechiurile obiceiuri. În prezent mă ocup de aceleași lucruri, nu am schimbat nimic, urmează ca să trec pe o altă ramură în carieră profesională, dar nu îți dau mai multe detalii. Ah, va fi o surpriză pe care o vei face publică? Nu știu dacă neapărat, e ceea ce privește mai mult viitorul job. Și nu vrei să ne spui pentru că? Momentan sunt indecisă și vreau să iau decizia corectă până să fac un anunț. Vreau să fiu foarte sigură ca să nu mă răzgândesc între timp și să nu fie... Dacă ai putea să dai timpul înapoi... Ai schimba ceva din ce ai făcut în Casa Iubirii? Dacă aș putea să dau timpul înapoi, probabil aș fi puțin mai directă cu alegerile mele, cu ceea ce îmi doresc, pentru că probabil am lăsat și loc de interpretare și atunci nu am fost înțeleasă așa cum mi-am dorit eu. Spuneai data trecută că Robert era tiparul tău. Da. Te-ai gândit vreodată la mai mult? Că ar putea să existe ceva între tine și el? Atunci când eram în emisiune, da, m-am gândit. Acum, în momentul de față, nu aș mai vedea ceva posibil. Consider că dacă ai fi luptat pentru el sau să te bagi între ei doi, ar fi reușit? Nu mi-aș fi dorit asta. De obicei nu tind să mă retrag atunci când două persoane se înțeleg bine, sunt împreună, nu văd rostul unei a treia persoane și îmi sunt foarte dragi amândoi, nu mi-aș permite niciodată să fac asta, să mă bag între ei. Indiferent dacă aș vedea acolo o chestie mică care nu funcționează sau fel și fel de chestii, nu mi-aș permite să fac asta. Când se va termina competiția? Cu cine te-ai dori să rămâi prietenă dintre cei care se află acum în casă? Cu Julie și cu Robert. Virginia. Mi-ar plăcea foarte mult să păstrez legătura. Și cu Roberta. Super. Ce crezi că se întâmplă, apropo că ai spus despre Virginia, între ea și Robi? Tu le știi de la început, ai văzut... Da. Cum au fost acolo în casă? Presupun că știi și în ce stadiu sunt acum... Puțin cam bat pasul pe loc, deși pare că vor să se împace. Da, din ce am urmărit eu până acum, sunt așa, astăzi vor să se împace, mâine iarăși nu se înțeleg și se ceartă. Nu cred că sunt atât de compatibili pe cum ei doi cred. Cred că Virginia ar avea nevoie de un băiat care să înțeleagă mai bine și să fie mai pe stilul ei așa. Nu-l văd pe Robbie stilul Virginiei. Din punct de vedere fizic poate să fie, dar al caracterului, chiar dacă ea spunea mereu în emisiune nu că are tiparul ăsta în familie, cred că ceea ce ea își dorește este de fapt diferit de acest tipar. Dacă Robbie ar încerca mai mult, ar avea șanse să o recucerească pe Virginia? Da, doar că el ar trebui să fie sincer cu el și să-și dea seama dacă își dorește schimbarea pe care o vrea Virginia, ca să fie un alt Robbie, nu? El ar trebui să renunțe la
a fi el așa cum este și să o mulțumească pe ea și nu cred că ar fi el mulțumit în situația asta. Deși Robby pare că își dorește să se împace cu ea, cu toate astea a luat-o de gât pe Julia. Cum ți s-a părut gestul lui? Și cum crezi că s-a simțit Virginia? Nu mi s-a părut un gest foarte ok din punctul lui de vedere. Înțeleg starea Virginiei la văzul acțiunilor lui și o cred că a fost supărată, dezamăgită încă o dată de către el. Da. Referitor la, vreau să ne întoarcem puțin la Robert și Julie, să-mi spui cum crezi că avansează relația lor? Mai nou am văzut că își fac planuri de nuntă, spun că vor avea o nuntă mare, o grămadă de invitați. De-abia aștept nunta să fiu invitată, ce pot să spun. În emisiune îi văd așa cum i-am cunoscut eu. Mi se pare că evoluează unul lângă altul pe zi ce trece și mă bucur că ăsta e rostul partenerului în viața noastră, cineva care să ne înțeleagă și cu cineva cu care să mergem înainte. Ar vrea să ne spui, pentru că ai spus că Robert era tiparul tău, cum arată acest tipar pentru tine? Cum ai descrie bărbatul potrivit? Bărbatul potrivit pentru mine... Lângă mine am nevoie de un bărbat care să fie înțelegător, să fie onest, simplu, o persoană simplă, nu am pretenții. Mi-ar plăcea foarte mult să mă facă, să-mi ofere siguranță, pentru că sunt o persoană care prinde mai greu încredere în oameni și cred că asta s-a și văzut puțin în emisiune. Și, nu știu, nu-mi doresc așa foarte multe lucruri, doar să fie înțelegere, să fie respect și dăruire. Cum stai pe partea sentimentală? Există cineva în viața ta? Nu există nimeni în viața mea încă. Și nu știu când va apărea, dar eu sunt pregătită. Nu-ți scriu băieți pe Instagram? Îmi scriu băieți, doar că uite și în emisiune. Mi-a plăcut foarte mult contextul emisiunii. Îmi place în continuare, de fapt. Pentru că ești acolo cu persoanele astea. Sunt sătulă de cetuit, de conversații, de nu știu ce. Prefer mai mult să mă întâlnesc față în față cu persoana și să am dialog față în față, ca decât pe rețelele de socializare, unde nu poți să vezi expresia feței persoanei respective, nu înțelegi foarte mult din mimică, așa mai înțelegi un alt. Dacă e real ceea ce spune sau spune doar că sună bine. Bianca, în interviul anterior, când am vorbit despre Sebastian și Roberta, susțineai că Roberta nu prea pare să-l placă. Ei au trecut prin destul de multe lucruri. S-a schimbat părerea despre cei doi? Să știi că părerea mea a rămas aceeași. Cred în continuare că Sebastian o place foarte mult pe Roberta. În ceea ce o privește pe ea, nu cred că îi plac gesturile lui, răbovnirile pe care le are. Nu cred că e atât că îi place atât de mult Sebastian. Ai mai spus și că nu consider că Patrick și Rebecca se potrivesc. Da, și nu s-au potrivit, uite. Da, ai cam avut... Cred așa a fost. Ei probabil au vrut să-și dea o șansă să se cunoască mai bine, chiar dacă Patrick de la început, de când a cunoscut-o, i-a cam pus eticheta și a spus că nu ar fi pe stilul lui. Dar uite că și-au dat seama că nu ar fi compatibil. Este de apreciat faptul că au încercat, pentru că sunt în Casa Iubirii și este perfect normal. Rebecca este acum cu Anthony, nu sunt oficial un cuplu, dar se pare că au trecut peste un hop la începutul relației sau cunoașterii. Cum îi vezi pe cei doi? Îi văd potriviți unul pentru altul. Cred că Rebecca de acolo cel mai bine se potrivește cu el, cu Anthony. Nu i-am urmărit foarte mult,
Dar da, se potrivesc, părerea mea. Consider că Rebecca s-a îndrăgostit de Anthony? Cred că da, cred că s-a îndrăgostit de Anthony. Pare destul de îndrăgostită din exterior, mai ales că își dorește foarte mult atenția lui și... Tu crezi că se potrivesc, că se înțeleg? Pentru că au avut mici conflicte. Chimie există, cu siguranță, între cei doi, dar nu știu, sunt curioasă și de părerea ta. Să știi că sunt de părere că da, există atracție între ei, există chimie. Amândoi sunt puțin, după cum am văzut eu, amândoi sunt puțin deranjați de ce se întâmplă acolo, de părerile celorlalți, cum e și normal. Pe de altfel, sunt două persoane care se agită foarte repede, sunt două pietre tare, așa i-aș numi eu pe amândoi, și mă surprinde faptul că se înțeleg atât de bine, pentru că m-aș aștepta la un conflict între cei doi la orice pas. Dar se vede că au decis să lase de la ei din ambiții și orgolii. Pentru că a fost o nebunie în casa iubirii atunci când a intrat Alexandra să-l recucerească pe fostul iubit, pe Gagea. Da. Vreau să știu și părerea ta. Cum ți s-a părut gestul acesteia? Mi s-a părut un gest așa, să... A încercat după mine să îi demonstreze lui că el în continuare e îndrăgostit de ea, că în continuare o iubește. Cred că a vrut confirmarea asta, că uite, am intrat și el a plâns când m-a văzut, șocul, impactul pe care el a avut asupra lui, spune foarte multe despre el. Cum că o place foarte mult și că e sincer în relația celor doi. În schimb, ea nu mi se pare că ar fi sinceră, nu cred că îl place, mi se pare că mai mult se joacă cu el și nu e tocmai ok. Ea a încercat să se împace cu el, el nu și-a dorit, deși, așa cum ai spus și tu, a vărsat lacrimi pentru ea atunci când a intrat în casă. Acum ea își dorește să-l cunoască pe Patrick, vrea să-i dea o șansă altui băiat decât lui Gagea. După părerea mea, nu a acționat bine să se apropie de un alt băiat imediat la scurt timp după ce ei au avut neînțelegeri sau fel și fel de discuții. Cred că ar fi trebuit să mai lase puțin timp să treacă între ei și să vadă unde se ajunge. Alexandra a spus că dacă l-ar fi cunoscut și pe Gage și pe Patrick în același timp, alegerea ei ar fi fost Patrick. O cred și eu, pentru că Patrick... E genul de persoană care, nu știu, îl văd mai versat, mai șmecheraș, așa. O cred că i-ar fi plăcut mai mult de Patrick. În schimb, Gagea pare un băiat simplu, de casă, genul de bărbat stabil pentru o relație, chiar foarte stabil. Și ea cred că are nevoie de o altfel de adrenalină, să numesc așa. Și asta i-ar fi putut oferi Patrick. Ea spunea despre Patrick că... Nu ar trebui să facă nimic, doar prezența lui. Da, nu știu. Înseamnă că n-are așteptări prea mari din moment ce ar vrea să facă ea totul într-o relație. Uh-huh. Nu are așteptări foarte mari de la bărbatul de lângă ea. Dar trebuie să stea, nu știu, după Gagea, să încerce să-l cucerească? Sau cum vezi tu situația? Nu, ce cred eu că ar trebui, dacă într-adevăr își dorește ca relația lor să funcționeze, să-i ofere... mai multă încredere, pentru că el simte probabil că nu poate să aibă încredere în ea din moment ce s-a ținut de mână cu Bogdan, a flirtat cu Patrick. E clar că sunt lucruri care, ca bărbat, nu, n-au cum să-i placă. Și dacă ea i-ar oferi lui mai multă siguranță, lucrurile ar sta diferite în relația lor. Apropo de Bogdan, tu ai avut o cunoaștere cu el? Da. Bogdan a încercat să se cunoască cu Rebecca, din păcate aceasta l-a ales pe Anthony. Dar părea Rebecca genul lui Bogdan, așa cum l-ai cunoscut tu? Da, chiar dacă el la început spunea că Rebecca nu intră în tiparul lui de femeie, eu cred că era dimpotrivă, că o plăcea.
doar că nu avea curaj, fiind, simțind-o pe ea foarte puternică și ea tot timpul refuzându-l, normal că nu putea să vină el să spună îmi place. Avea și el demnitatea lui de bărbat până la urmă. Cu cine se potrivea mai bine? Rebecca, cu Bogdan sau cu Anthony? Se potrivește mai bine cu Anthony decât s-ar fi potrivit cu Bogdan. Denis a intrat în casă pentru Patrick. Acesta nu a fost neapărat pe gustul lui. Deși Patrick încă, probabil încă nu a intrat o fată după gustul lui Patrick. Ce părere ai despre atitudinea lui, faptul că nu a reușit să formeze cu nimeni nicio relație? Nu aș putea să-l judec pe Patrick pentru faptul că încă nu a găsit persoana potrivită, pentru că și eu mă aflu în aceeași situație ca și el. Nu am găsit persoana potrivită ca să-mi dau voie să mă apropiu de cineva mai mult. Și sunt sigură că Patrick, atunci când o să găsească fata pentru el, nu o să stea la discuții și o să vedem fapte mari din partea lui. Către cine te-ai fi îndreptat dacă ai fi fost în casă? La momentul de față? Da. Către nimeni. Nimeni? Nu m-aș fi îndreptat către nimeni, da. Pe final, Bianca, aș vrea să știu care sunt planurile tale pentru perioada următoare. Ce ți-ai propus? Te-ai propus vreo călătorie? În viitorul apropiat mi-am propus să mă focusez mai mult pe mine și să fac niște cursuri de formare profesională cu vacanțele mai încolo puțin, pentru că doar ce m-am întors dintr-o scurtă vacanță în Italia și... În Italia. Da. Am înțeles. Și să zic așa, am luat o pauză, acum am revenit și vreau să mă focusez mai mult pe mine. Noi îți dorim succes în tot ceea ce ți-ai propus și Doamne ajută, dacă vrei să-ți întâlnești jumătatea în continuare, noi îți dorim să se întâmple ceea ce ți-ai propus tu și ne mai auzim. Îți mulțumesc frumos și o zi bună vă doresc. Și dumneavoastră vreau să vă mulțumesc, sper că v-a plăcut această ediție. Dacă da, nu uitați, ca de fiecare dată, scrieți-ne în secțiunea de comentarii. La revedere!